În matematică, un șir reprezintă o listă de numere sau obiecte ce urmează un tipar. Există o varietate de șiruri, de la cele mai de bază, cum ar fi un șir de numere pare, până la cele mai complexe. Șirurile ne permit să aflăm tiparele existente în jurul nostru, în așa fel încât să înțelegem mai bine anumite situații și să putem anticipa comportamente. Șirul lui Fibonacci poate fi regăsit în natură și este strâns legat de raportul de aur. Obiecte din realitatea înconjurătoare se bazează pe raportul de aur, aplicațiile acestuia regăsindu-se la punerea în proporție a anumitor opere de artă sau clădiri, un exemplu fiind Partenonul din Grecia. Raportul de aur are valoarea egală cu un număr irațional. Un șir este o succesiune de numere sau elemente care sunt denumite termeni. Aceștia sunt conectați între ei prin regula cunoscută drept termenul general. Aceasta este o formulă care include numărul n. Dacă înlocuim în valoarea lui n, se poate afla termenul de rang n al șirului. Iată o situație din viața reală. Cum crezi că ne poate ajuta folosirea termenului n pentru aflarea răspunsului? numărul de dale albastre este cu 2 mai mare decât dublul numărului de dale roșii. Șirul format cu numărul de dale albastre este 4, 6, 8 și așa mai departe. Formula termenului general va conține sigur numărul 2N. Amintește-ți că adaugi întotdeauna 2, cele două dale albastre care închid modelul. Termenul al n-lea este de acum înainte 2n plus 2. Modelul care conține 50 de dale roșii va conține un număr de 102 dale albastre, numărul obținut calculând al 50-lea termen al șirului, adică 2 ori 50 plus 2. Există două tipuri de șiruri în funcție de diferența dintre termeni. Șir cu diferența constantă între doi termeni consecutivi și șir cu diferența variabilă între doi termeni consecutivi. Formula termenului general al șirului cu diferența constantă este reprezentată astfel, dn plus a minus d. Se aplică pentru orice șir în care există o diferență constantă între doi termeni consecutivi, ca în exemplul nostru. În acest caz, diferența este egală cu 4. Poți afla oricând formula pentru termenul al n-lea folosind dn plus a minus d unde A este primul termen al șirului, în cazul nostru 3. D este valoarea diferenței constante, în cazul nostru 4. 4n plus 3 minus 4 sau 4n minus 1. Poți afla al n la termen pentru acest șir? Primul termen este 5, astfel a egal 5, iar diferența constantă este 3, deci d egal 3. Aplicând formula, vom avea 3n plus 5 minus 3. Așadar, termenul al n lea este 3n plus 2. Șirul cu diferența variabilă presupune mai multă atenție. Formula este mai jos. A este primul termen. D este prima diferență, diferența dintre primii doi termeni ai șirului inițial. C este a doua diferență, dintre doi termeni consecutivi ai șirului diferențelor. Aici C egal cu 1. Poți afla termenul al n-lea din acest șir? Primul termen este 2, astfel A egal 2. Prima diferență este 3, deci D egal 3, iar C egal 1. Înlocuind acestea în formulă, vom avea și se aduce la forma cea mai simplă, astfel. Al n-lea termen este 1 supra 2n ori n plus 3. În acest tutorial am aflat despre șiruri și termenul al n-lea al șirului, și am aflat care sunt pașii de urmat pentru a scrie formula acestui termen general. Poți aplica această formulă pentru a afla termenul al n-lea din aceste șiruri? Pentru alte tutoriale educative, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să dai click pe clopoțel.